Te va găsi începând cu capitolul 18, pagina în Biblie 1013. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinesc, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Amin. Vă rugăm, reocupați locul. Salutul bisericii din Bosanci. Pentru biserica dumneavoastră este din Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Am câțiva frați pe care îi cunosc aici. Fratele Titi cu fratele Botănel au fost la noi la o noapte de veche. Biserica s-a bucurat mult de slujirea lor, dar au fost și mai înainte. Și cred că fratele Botănel a fost la noi în urmă cu vreo 40 de ani, o predica ceva, dacă este el persoana aceea, și a spus că e mecanic locomotivă, și vorbind de înfrânare, spunea el cum se înfrânează trenul. A stârnit în mine o dorință, o curiozitate și mi-am ales meseria. Am făcut liceul CPR la Brașov, unde am avut colegi, fratele Vasilică Spoială. El trebuie să fie recunoscător că e din sat cu mine. El era în clasa 9 și eu eram în clasa 12 și îl băgam la cantină în față. Am fost mecanic locomotivă toată viața. Frate Botănel, o putem face un sindicat. Și de 3 ani de zile cu ajutorul Domnului, pentru că-s bătrân, am ieșit la pensie. Mai am pe fratele Viorel Croitoru, care e verișor drept cu mine, vecinul meu, gard în gard, mai mare decât mine, am copilărit acolo împreună. Asta are mai puțină importanță. Doresc pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am înțeles că în seara aceasta aveți o seară de rugăciune. Și m-am tot frământat și când fratele Mitică spuneam deschiderea acelei poezii, că noi trebuie să învățăm să batem mereu la aceeași ușă, m-am și hotărât, am spus că voi predica din Luca, din capitolul 18. Știți? Omul așa e creiat. Așa se practică în societate, în zilele noastre, oamenii au nevoie de modele. Politicienii se uită la alți politicieni mai mari. Patronii se uită la alți patroni cum au agonisit ei averea lor, așa de mare. Băieții se uită la sportivi, cum fac ei antrenamente să arate ca ei. Fetele se uită la, știu eu, modele și cântărețe. Asta nu ne interesează pe noi. Dar și în Scriptură, cuvântul Domnului permite urmarea unor modele. Efeseni, capitolul 5. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu. 1 Corinteni 11 cu 1. Spune Pavel, călcați pe urmele mele. Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Deci iată că copiatul ăsta îi permis în Sfânta Scriptură și pentru că Biblia ne dă voie să aducem în fața noastră modele, eu mi-am propus pentru seara aceasta să aduc câteva modele.
Probabil că ne vom opri la primul, cu timpul nu ne va permite. Dar 1 Corinteni 1:27 spune că Dumnezeu a ales lucrurile slabe din lume ca să le facă de rușine pe cele tari. Eu am ales pentru început o persoană, am adus-o aici și vreau să o pun aici, așa, în fața dumneavoastră, ca și model. Și persoana aceasta să ne dea o lecție foarte utilă în viața de pocăință. Că dacă nu ne însușim lecția aceasta, ducem greu viața de pocăință. Și persoana pe care am ales-o în seara aceasta este o beată văduvă. Am ales o văduvă. Aș fi vrut să aleg un teolog. Aș fi vrut să-l aleg pe Petru sau pe Pavel, apostol de seamă. Dar m-am limitat în seara asta la o persoană mai slabă. Poate persoana asta le face de rușine pe cele tari, poate mă face de rușine pe mine, poate face de rușine pe cei din comitetul adunării. Pentru că persoana asta ne va învăța o lecție. Și eu am ridicat-o nu la rang de învățătoare, am ridicat-o la un rang de profesoară universitară. Atâta de bine ne învață ea lecția asta că îi de neegalat. Și care e lecția care ne învață profesoara aceasta? Viața noastră, văduvă pe care am ales-o, este că noi trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Dacă învățăm lecția asta în seara aceasta, vom fi binecuvântați de Domnul. Deci învățăm de la o văduvă, că văduva știe, ea are o practică extraordinară. Și Domnul a ales modelul acesta și a spus, noi trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Și expresia asta o voi folosi de multe ori în seara asta, până când învățăm lecția. Uitându-ne la pilda dată de Domnul, o primă constatare, o ironie, dacă vreți, o ironie a soarte. Într-o cetate era o văduvă care voia dreptate. Și în aceeași cetate era un judecător care se cheamă judecător nedrept. Ironia este că văduva cere dreptate la un judecător nedrept. Dacă ar fi fost 10 judecători, îl lăsa pe ăsta nedrept. Se duceau la ăla mai drept. Dar Biblia spune că într-o cetate era unul. Era un judecător nedrept și atât. Eu am de zile, eu am acum animale, lucrez pământ, sunt animale, asta mi-e preocuparea de când am ieșit la pensie, că nu pot chiar să stau. Și am de zile am avut oi. Și am păscut oile. Și am umblat cu oile. Și când mulgeam oile, la noi se spune strungă. Din ocol acolo este așa o deschidere mică în care oaia trebuie să intre ca să fie mulsă și n-are de unde. Gardul înalt, îi dai cu biciu și cât ar fugi ea prin ocol, la urmă tot în strungă intră. Așa am numit eu întâmplarea asta. Femeia asta n-avea două planuri. N-avea varianta A și B. Varianta A, mă duc cu dolari la doctor. Și dacă nu reușesc, fac un bilet la adunare. Femeia asta n-avea două posibilități. Singura ei posibilitate este să-ți ceară dreptatea de la judecătorul nedrept. Adică, cum am spune noi, să bați la o ușă încuiată. Și nu-i singura care a bătut la ușa încuiată. Mă gândeam în Scriptură la un alt om trimis de Dumnezeu, la Moise, care se duce la Faraon și îi spune Faraon, a spus Domnul, lasă pe poporul meu să plece. Și Faraon din jilți lui se uită ironic, care despot, care tiran, care mare conducător își lasă sclavi, mâna de lucru ieftină, gratis, să plece din țară. Că oamenii ăștia frământau paie și frământau pluturi și ardeau cărămizi și înălțau piramide și făceau grânare pentru Faraon. Și se uită Faraon la el și spune, dă-i drumul, zice. Nu umbla mai după năruși, pleacă. Moise bate la o ușă încuiată și se duce și bate o dată, dar ușa e încuiată cu multe zăvoare.
Și se duce Moise a doua oară și a treia oară și intervine Dumnezeu și intervin plăgile alea, grozăvile alea din Egipt. Și faraon de fiecare dată îl fugărește. Și apoi știi dumneavoastră, prefatere apie în sânge și păduci și muscă câinească și ciumă și piatra și foc și vies și mult. Și bate Moise odată și mai bate odată și mai bate odată la aceeași ușă încuiată. Lecția care ne învață văduva în seara asta e că noi trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Doamne ajută-ne la asta. Să învățăm lecția asta bine. Și la un moment dat vine urgia zicea. Și faraonul deschide ușa. Ieșiți repede din țară. Repede! Și îi silește pe evrei să plece din țară. Și evreii jefuiesc pe egipteni pentru munca care le-au făcut-o. Că după ce au bătut Moise odată de 20 ori, s-au deschis ușa. Nu știu cât e rugatul pentru o cauză. Nu știu cât e rugatul pentru vindecarea unui bolnav. Nu știu cât e rugat pentru copiii tăi și poate încă n-ai văzut rezultatele. Eu sunt în seara asta să spun, roagă-te și nu te lăsa. Încă s-ar mai putea un lucru să se întâmple, s-ar putea nici să nu vezi rezultatul. Dar îl vei vedea în ziua aceea când te vei întâlni cu Domnul. Eu am dat un exemplu la noi în sat, a fost un frate, blând îi spunea, avea 10 copii, nepocăit, cânta la trompetă, la horă, și la un moment dat s-a pocăit. Dar când s-a pocăit, el, copiii erau mari. Și copiii nepocăiți, unii erau căsătoriți, unii din ei erau pe Valea Jiului la mine. Nu mă întrebați unde, că nu știu, aici la voi au fost. Dar erau răi, bătăuși, oameni din lume. Tata lor stă pe a doua, a treia bancă, tu nu știi, ardeleanul bătrână. Și în fiecare duminică el se ruga. Nu puteai să scapi de rugăciunea acestui bătrân. Și se ruga, Doamne, ai milă de copiii mei și adă la sfânta pocăință. Și plângea și spunea, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă. După care vorbea în limbi și prorocea, tot el. Da, fiule, te-am ascultat, pe toți copiii tăi voi aduce la mine. Asta nu odată. Eu cu scena asta am crescut și noi eram copii și am pe ulița adunării și unul spunea, ascultă-mă, și eu spuneam, da, fiule, te-am ascultat. Și asta era gluma noastră. Și am glumit așa, știți, până când? Până când băiețe la omul ăsta au început să pocăiască. Când ultimul băiat, Blându Samoilă, la vreo 60 și ceva de ani, a intrat în apa botezului, al 10-lea, eu l-am botezat. Și m-am oprit și am început a plânge. A spus, Doamne, iartă-mă. Tu ai ascultat pe bătrânul acela? Tu i-ai spus că vei întoarce copiii? Eu credeam că e doar o glumă. Și cei, toți copiii acestui frate, el nu a apucat să-i vadă pocăiți pe toți. Dar ultimul băiat, mai mare ca mine, s-a apropiat de 70 de ani, e în adunare, slujește și e un om pocăit. Pentru că noi trebuie să ne rugăm necontenit și să nu ne lăsăm. Învățăm lecția asta în seara asta. Doamne ajută-ne la aceasta. Noi, dar noi adunare mare, cred că suntem mai mulți ca dumneavoastră și avem un local de închinare tare mic. Stăteau frață pe afară, pe bol, pe la fereastră. Spuneau fratele Iremia, bătrânul, a fost 35 de ani prezbiterul nostru, un om al Dumnezeu, un proroc, un om care a lăsat acasă 10 copii și a plecat în pușcărie pentru credință. Și când a venit șeful de post, a spus, Badi Ion, eu sunt obligat să spun că tu și să te duc la post, dar mi-e rușine inima tale. Ai o casă de copii, eu te știu, hai mergi așa pe lângă mine și am să spun că tu și numai la post. Că mi-e rușine să te duc prin sat cu cătușă la mână. Și pentru că adunarea era foarte strântă și copiii nu încăpeau și spuneam, fraților, lăsați copiii acasă că deranjează. Comitetul îi spunea, frate Ion, du-te la primărie și cere să ne dea voie să lărgim adunarea. Și primarul era om din sat și-a aruncat cu călimara după fratele Ion și-l ocărdea. Și spune, bă, dacă aș avea o pușcă, toți pocăiți v-aș împușca. Voi vreți adunare, ieși afară. Vă jocurit odată,
de 2 ori, de 10 ori. Și fratele Ion spunea, mă, nu mă mai trimiteți la primărie, că ăsta nu-i om, ăsta nu are nimic cu Dumnezeu. Nu ne dă, mă, m-am săturat. Și fratele a spus, hai să intrăm în post și rugăciune, să ne schimbi Domnul inima. Și am postit și ne-a rugat necurmat un an și jumătate, cu familie, cu copii. Noi ne-a rugat ca Domnul să ne rezolve treaba noastră, nu ne-am rugat și n-am postit, Doamne ferește, cu gând rău, să facă Domnul vreun rău. Dar într-o dimineață de la București, a venit un control la primărie și pe prin secretarul care era a comunii, primarul din comună, l-a dat afară din servici și l-a pus încărcător pe mașina TAP-ului, să încarce saci. A doua zi a venit secretarul la primărie, a băut cafeaua și când a intrat cineva după 20 de minute, el era mort cu capul pe masă. În aceea săptămână, primarul dat afară, secretarul mort, de urgență a fost adus alt primar, alt secretar, care e vecin acum cu adunarea, și s-a dus fratele Ion la primărie și a spus, măi, oameni buni, am vrea să ne dați voi să mărim un pic adunarea. Și a spus primarul, secretarul, Badi Ioane, du-te și făceți-o cât vreți voi de mare. Și a venit secretarul, atunci era tânăr, că acum e mai în vârstă ca mine, stă chiar lângă adunare, a venit și a spus, eu nu vă spun unde să, până unde să băteți țărușă. Făceți adunare ca să încăpeți toți, care să pocăiți, cu familie, cu copii, cu neveste, făceți mare ca să aveți de unde. Că Dumnezeu a băgat groază. Noi nu de asta am postit, noi am postit Domnul să ne rezolve situația. Dar tot satul a știut că Dumnezeu le-a făcut dreptate la pocăiți. Totul, știi când mi-a postat? Un an și jumătate de post și jertfă necurmată în fiecare zi. Cu tineri, cu copii, la noi tineri tare, slujesc în adunare. Vă dau un exemplu. În iarna asta au venit tinerii noștri să spun fraților, hai lăsați-ne ca dimineața de la 6 la 7 să ne întâlnim în adunare la rugăciune. Și înainte de a pleca la facultate și la liceu și la școală, vezi plin de ghiozdanii pe holul școlii, pe holul adunării, toți copiii noștri. Eu nu mă pot rezultă de dimineața, dar ei pun ceasul, sun, întreb, dar unde pleacă? La început nici nu știam. Unde pleacă băieții? Păi nu știe că au rugăciune de la 6 la 7. Și la noi postesc brațul, se roagă, tinere, suntem în părtășie. Dar ce am vrut să vă spun? Am bătut la o ușă încuiată. Încuiată de comuniști, încuiată de atei, încuiată de însuși diavolul. Dar atât am bătut și atât ne-am rugat și nu ne-am lăsat până când Dumnezeu ne-a făcut dreptate. În seara aceasta e o seară de rugăciune. Nu știu care sunt motivele de rugăciune. Nu știu care sunt problemele care le aveți voi în familie și aici. Dar știu că dacă batem și ne rugăm necontenit și nu ne lăsăm, Dumnezeu ne face dreptate. Amin? Al doilea gând legat din textul acesta e că văduva aceasta n-a cerut decât să îi se facă dreptate. Dacă în seara asta Domnul ar veni așa ca la Solomon altă dată și ți-ar spune cere ce vrei, câte lucruri ai scrie pe hârtie? Pe 2 pagini, de sus până în jos, și asta, și asta, și asta. Femeia asta nu a vrut foarte multe lucruri. Ea a vrut un singur lucru, dreptate, să mi se facă dreptate. Știți că la Gabaon i s-a arătat Domnul în vis lui Solomon. Și a spus, Solomon, cere ce vrei. Și omul ăsta, Doamne, dă-mi înțelepciune. Și îi spune Domnul, pentru că n-ai cerut nici bogăție, nici viață lungă, nici moartea vrăjmașilor, ci ai cerut înțelepciune, îți voi da înțelepciune. Și toate acestea, iarăși ți le voi da, cu plăcut cererea. Știți, noi de multe ori cerem multe lucruri. Iar cum spuneam în capitolul 4, de unde vin luptele și certurile între voi? Păi nu vin din mădularele voastre. Voi vă certați și nu aveți, și nu aveți pentru că nu cereți, sau în versetul 3, sau cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Fraților, când venim înaintea lui Dumnezeu cu o cerere, trebuie să ne asigurăm că cererea aceasta e după voia lui Dumnezeu. Amin? Doamne ajută-ne la aceasta! În capitolul 18, cred că totuși greutatea sau accentul din pilda aceasta cade pe versetul 4. Și Biblia vine și spune așa, multă vreme n-a voit să-i facă dreptate.
Dar la urmă i-a zis, Dumnezeu pe noi când ne-a adus în lume, ne-a asculat într-o diagramă spațiu și timp. Și acolo ne caută Dumnezeu. Privind la pilda aceasta, din perspectiva timpului, vom întâlni două sectoare de dreapte, da? Că am copii acum mici la școală și eu nu mai rezolv cu de probleme. Deci întâlnim, în ce privește timpul, o unitate, o perioadă care se numește multă vreme. Tu te afli acum aici, în perioada asta, multă vreme? Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate. Și dacă rămânea pildă aici, era o groază pentru noi. Dar când vorbim de sectorul acesta timp, eu am spus că atât ai timpul. Întrebam altul un copil, cât mă iubești? Spus că atâta te iubesc. Da, atâta nu dus pe el mintea. Acum eu spun, când vorbim din perspectiva timpului, multă vreme nouă nu se face dreptate. Uite, atât ai timpul. Că nu vrea să-ți facă dreptate. Dar la capătul acestei vremi, numită multă vreme, mai există o porțiune mică pe aceeași diagramă. Și se numește dar la urmă. Aici e frumusețea pildii. Multă vreme, dar la urmă. Și aș vrea ca pentru mulți din voi să fie urma în seara asta. Amin. După ce multă vreme ai fost bolnav, multă vreme ai fost nedreptățit. Gândiți-vă la Iosif. La Iosif, multă vreme nedreptățit. Vândut de frații lui, chinuit în casa lui Potifar, ajunge în pușcărie, multă vreme. Și dacă ar fi rămas Iosif în pușcărie, ce trist era. Dar după ani grei de detenție, după ani de nedreptate, vine și bucățica aceea frumoasă. Dar la urmă, și după nedreptate, după vânzare, după ispitire, după temniță, Iosif îi scos din temniță, îi îmbrăcat frumos, îi dus, îi berberit, îi spreiat și îi dus la faraon și spune, tu ești lângă mine. La urmă. Aș vrea să repet. Și pentru unii din voi să fie urmă. Amin, urma durerii, a necazului, a suferinței, a rugăciunii neascultate. Multă vreme nouă se facă dreptate. Dar la urmă. Pentru asta trebuie să ne rugăm necontenit și... Așa o facem seara asta la rugăciunea care urmează? Doamne ajută-ne la aceasta. 400 de ani de robie. Au stat evreii 430 de ani în Egipt. 30 nu au fost rob. Dar 400 au fost rob. Măi, oameni buni, nu e o zi, nu e un an. Când eram tânăr, eram necăsătorit, eram undeva în Sălaj, la Valea Groșilor, o adunare deosebită. Era un anumit frate Ionaș prin care Dumnezeu lucra. De unde știu eu că lucra? Mama mea era foarte bolnavă, surorile mele dădeau cu vopsea, ne pregăteam de mormântare, tata o purta prin casă pe mama așa câțiva pași și l-a luat pe fratele meu mai mare și a spus, mă duc până la fratele Ionaș. La fratele în Valea Groșilor, omul ăsta s-a rugat și a spus, dacă mă ajută Domnul, vin joi la voi. A venit joi la noi, a făcut o rugăciune, Domnul vindecat pe mama mea. A doua zi când eu veneam din oraș, mama mea ducea cu două găleți apă la vite. Și a spus, mamă, dar lasă că le dau eu apă. Dar dacă pot să le dau eu, de ce să nu le dau? Și-o rămas vindecat. Și mai știm un caz acolo, să-l spun Vasilică sau să nu-l spun. Fratele lui Vasilică în clasa 8-a bolnav de picioare. Îl cheamă Zamfir, Filuțe, acum e în Atena. E căsătorit cu familie. Nu mai putea să merge la școală, stătea și țețea la statele. Și i-a spus, măi, adă-l pe Filuțe la noi. O venit în acea seară, fratele Ionas s-a rugat, Dumnezeu l-a vindecat, lucrează în Atena, e căsătorit, un bun meseriaș, un bun cântăreț. Vindecat de Dumnezeu în casă la mine în seara aceea. Ei, în mine s-a stârnit o dorință. Mă duc la adunare odată la Valea Groșilor. Și am mai luat o șesă băieți, ne-am dus la Dej cu trenul, până că până am prepus omeșul cu bacul și am ajuns la adunare. La ora 8 am ajuns noi, frații dădeau băncile afară. Ei erau început adunarea de la ora 6 și o durat până la ora 3 după amiază. Era prezența Domnului acolo. Dar altceva am vrut să vă spun. Când am năvălit noi băieți într-un compartiment,
vreo 6-7, că trenul era gol, acolo s-o bucșit lumea. Era un om bătrân în compartiment. Și am stat de vorbă cu el puțin, el era pocăit și el ne-a povestit o întâmplare din viața lui. Și a spus, măi, frați tineri, noi eram tineri, noi e căsătoriți, râmitori tare. Eu am avut o lucrare printr-un proroc și mi-a spus Domnul, bărbatule, pregătește-te că pentru o clipă te voi pune bolnav la pat. Și îmi spunea el, frații mei, nu mai rețin 9 sau mi se pare că 12 ani am stat bolnav în pat. Și uite, în dimineața asta m-am trezit și m-am trezit sănătos. M-am dat jos și am spus la nevastă, adă-mi haine că mă duc la dumneavoastră la Valea Groșelor. Și am călătorit cu el în compartiment. El era un om cunoscut, un om care stă în pat de ani și ani de zile dintr-o localitate vecină. Și când a ajuns el la adunare, frații l-au cunoscut, el a crezut că e cu noi venit. Și a spus, stăți frate, veniți în față. Și mi-a dus până în fața amvonul, că altfel nu vedeam nici adunarea, nu amvonul. Dar mi-a rămas în amintire expresia dată prin Duhul Sfânt. Pentru o clipă te voi pune bolnav în pat. Și clipa asta a fost ani și ani de zile. Poate noi vedem, noi, eu duminică am fost la o mormântare. Un prieten al meu și a fratelui Mitică, un presbiter în adunare din Poieni, un bun proroc al lui Dumnezeu, a lăsat 6 copii la 47 de ani, a murit, a căzut un zid pe el. Și am predicat în Romani 8:28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine a celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică spre bine a celor ce sunt chemați după planul Său. Și am spus, oameni buni, evenimentul de azi are două părți. Una sunt cele 2-3 mii de oameni, atâția erau, o parte. O parte e sora cu copiii care plâng și leșele plângând, îs corurile astea care cântă, îs predicatorii care se neacă în plâns și nu pot predica, asta e o parte. Dar mai este o parte. Noi avem o privire din perspectiva umană, dar vrea să privim la evenimentul ăsta din perspectiva lui Dumnezeu, că toate lucrurile au o aparență și realitate. Și am predicat despre aparența lucrurilor și realitatea lucrurilor. Pe de altă parte, noi privim în perspectiva noastră umană. O săptămână e greu la spital. O lună să stai, e greu. O perfuzie să faci, e greu. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește și trebuie să ținem cont de lucrul ăsta, amin? Multă vreme n-am vrut să-i facă dreptate, dar la urmă i-a făcut dreptate. Eu am o vecină acolo, o venișoară cu tatăl meu. Ea după ce s-a căsătorit în lume, a venit la adunare. Avea vreo 20 ceva de ani. Bărbatul ei, rău, rău. Aici văd pe verișorul meu, bețând și râd. Vine pe uliță, vine beat și striga, vrea ieșit afară să ne bătim. Tâtă viața ne-a chemat să ne bătim pe uliță. Acum avea 80 de ani. Eu gândeam eu că l-aș fi putut bate acum la urmă. Dar cum să mă eu, că îi spuneam un chef. Femeia lui s-a rugat, Viorica o cheamă, și pe el în adivin. Eu nu vorbesc din ziar. Apropo din ziar, când fratele Crăciun era în pușcărie, Crăciun de la Voitinel, în pușcărie că l-a botezat pe partizanul Motrescu, era condamnat pe viață. La urmă i s-a redus din pedeapsă. El aduna oameni și le predica din Scriptură. Era închis și un preot ortodox. Și la un moment dat preotul se irită și îi spune, dar Dumitare, de unde știi lucrurile astea care le spui? Dar fratele vorbea numai de Scriptură. Dar se uită la preot și spune, din ziar, părinte, tu nu citești ziarul, că tu nu știi, ăla nu știe nimica. Ei, eu nu predic din ziar în seara asta, eu predic din realitate. Un cheșul meu, 60 de ani, a fost rău și bețin. Nu chema să ne bătem, era gălăgios și scandalagic. 60 de ani, mătușa mea s-a rugat pentru el. Și anul trecut, un cheș a primit botezul în apă. Și acum trec la mine la poartă, el e bătrân, e chepos, și cu o Biblie mare, și cu nevasta de mână mie la adunare. Că multă vreme, la mătușa lui s-a făcut dreptate.
dar la urmă s-a făcut dreptate. Accentul cade pe versetul 4. Multă vreme, dar la urmă. Iisus se duce în scăldătoarea din Betesda și acolo vede un bolnav. Și Biblia spune, și pentru că știa că este bolnav de multă vreme, o întreba, vrei să te faci sănătos? Să ne ajute Domnul, amin. Scrie în Eclesiastul, parcă în capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme te vei întâlni. Eu versetul ăsta nu vreau să împlinească. Să ne aruncăm pâinea, spune parte o 7 și chiar în 8, că nu știi ce vremuri vor veni. Noi trebuie, frații mei, să ne împărțim pâinea, așa că te-o ferie. Când vorbeam de naufragiul lui Pavel, spunea că la un moment dat corăbierul a aruncat tot grâul mare. Și eu am spus, a aruncat tot grâul mare, că cine nu-i înțelept să arunce câte o felie în fiecare zi, la urmă aruncă toată pâinea. Că cine nu dă câte un leu de înghețată la un băiat orfan, la urmă dă 20 milioane când ajunge la spital cu nevasta. Că cine nu ajută o văduvă și un sărac, cine nu cumpără niște caiete la un orfan, cine nu cumpără niște papuci la un orfan, la urmă are accident și pierde mașina. Nu vrei să împarți pâinea în șepte și în opt? Hai să o pierzi deodată. Dar vine Biblia, spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme te vei întâlni cu ea. Eu asta nu vă doresc, dar viața o arată că-i dreaptă. Odată proiecta fratele Savu de la Cajoana, din fapt îmi povestea mie, fratele Savu Iacoban, cine l-a cunoscut, un proroc, un presbiter, fratele Titi Merată, că el știe, are ceva din bucovenean în el. Fratele Savu îmi spunea, am mai povestit eu asta, că la Gura Solci sau la Solca, n-am reținut, o ars o casă. O ars casa și a rămas în o bucătărie, cu mai mulți copii și un gospodar tânăr din Cajvana a pus calul la căruțe, a pus un sac de cartofi, un sac de făină, orez, zahăr, slănină, mai multe și a plecat cu calul acolo la Gura Solcea. Când a ajuns acolo, a întrebat de copii, unde mama? Nu-i acasă, tata nu-i acasă, oamenii au plecat, era casa arsă. Și îmi spunea fratele Savu cu omul ăsta puternic, o lua copiii ăia mici, eu mă îngâiam pe cap, așa, și le-a spus, mă, Dumnezeu a îngăduit să vă ardă casa, voi să nu vă certați cu Dumnezeu. Că o să vedeți că frață o să vă facă o casă mai mare și o casă mai frumoasă, dar voi să rămâneți pocăiți. Dar până vă fac casă frață, întâi vouă vă trebuie asta. Și s-au dus în car, o lua și-o pus în mijlocul bucătărie, na, spune la mama, la tata să-l folosească. Și-o plecat. Și-mi spunea fratele Savu Iacoban, au trecut ani de zile. Tânărul ăsta, bărbatul ăsta destoinic, a ajuns un bătrân. Și când era bătrân, într-o noapte i-a ars casa. Și i-a ars totul, abia a ieșit afară. Și la două, trei zile, sau la două zi, cum se uita el la cenușul și la strum, a oprit o mașină, o cuvor niște frați bine îmbrăcați, m-a întrebat, pacea Domnului, cine stă aici? O spune, fratele, cunoști? Măi, nu vă cunosc. Se spunea că unul mai voinic l-a luat pe fratele așa și îl mângâia pe cap și i-a spus, noi suntem băieți de cei la care ne-au ars casa. Noi am plecat în America, acolo ne-am realizat și frații mi-au trimis cu ajutoare în România, cineva mi-a spus că v-au ars casa. Noi vă facem casa înapoi, mai mare și mai frumoasă. Dar mă tare, frate, să nu cârtești. Și spunea Savu Iacoban, băi, dacă după ani de zile Dumnezeu așa a făcut să învârtă roata și ăsta care o ajuta să fie răsplătit, cum nu va răsplăti El când vom ajunge în cer? Multă vreme, aruncă pâinea pe apă, fă o milostenie, o binefacere, azi, mâine, că într-o zi s-ar putea să te întâlnești. Eu am un prieten, aseară împreună cu fratele Mitica, am slujit în biserica de Michelec din Ungaria, la fratele Ilie Puga. În seara asta, îi corul de la Voitinel acolo. Între ei am un prieten bun, patron, om cu bani, și copii mulți, dar casă bună și nu foarte bogat, dar mai bogat decât mine. Omul ăsta avea un obicei. Invita frați din țară
și primea toți musafirii la el acasă. Nu era nimic vii la voi, nel să nu mănânci la el. Era foarte generos, dăruia foarte mult. Din ce i-a dat Domnul, dăruit foarte mult, știau toți că are bani și asta era lucrarea lui. Și acum povestește el mie, frate Dragoș, Domnul mi-a dat, nu știu, 13 copii sau 12, 13 copii. Eram văzut bine, dar Domnul a îngăduit peste una din fetele mele o boală. Și boala s-a chemat leucemie. Și-o plecat la Suceava, și-o plecat la Iași, și-o plecat la București. Am început să cheltui banii și am rămas fără un leu în buzunar. Nimeni nu știa că eu n-am bani. Eu n-am cerut niciodată. Dar odată un tânăr necăsătorit din grupul de tineri a venit la mine și mi-a spus, frate, mi-a pus Domnul pe inimă să-ți dau 2 milioane de lei. Eu nu știu de ce. Așa m-a pus Domnul, nu te supăra pe mine, fă ce vrei cu dânsă. Dar Domnul mi-a spus să ți-i dau, eu știu că tu ai bani. Și spunea omul ăsta, nu au bani. M-am întors și am plâns ca un copil, n-avem bani de pâine. El multă vreme o dat, dar acum a venit vremea să s-o întors. Și-a trebuit transplant din mărtură, și-a trebuit internată fata lui prin Irlanda. Și-a spune, Dragoș, știi cât o cheltuie frață cu mine? Aproape 5 miliarde am primit înapoi. N-am dat banii ăștia niciodată. Au venit oameni din sat, au venit adunări, biserici întregi. Mi-au spus, ia banii ăștia, ia banii ăștia, ia banii ăștia. Și el și-au adus aminte. Felia aia de pâine împărțită și dată pe apă, pentru el au venit înapoi toată. Eu nu vă doresc asta. Nu vă doresc să aveți nevoie de ajutorul fraților și de banii fraților. Dar aplicați măcar prima parte. Aruncați pâinea pe apă și poate după multă vreme, poate, asta nu e urarea care vă fac. Dar practica arată că Dumnezeu e credincios și împlinește cuvântul. Multă vreme nu a vrut să-i facă dreptate, dar la urmă. Și aș vrea ca urma să fie pentru noi în seara asta. Și aș vrea să învățați o lecție. Că noi trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Așa vom face? Doamne ajută-ne la aceasta! Mai am un gând legat de pilda aceasta și timpul deja a trecut. Biblia vine să spune așa. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi. Te-ai asigurat că ești o aleasă a Domnului? Tu ești un ales că Domnul face dreptate aleșilor săi. Și dacă tot vorbea fratele Mitică de o poză, hai să punem o poză și acum la dumneavoastră. Coloseni capitolul cât? 3? Da? Cu versetul 13. Nu, hai de la 12. Asta e fotografia. Dacă se poate afișa mai bine. Astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu. Noi suntem aleși lui Dumnezeu și El a spus de poze, hai punem poza asta aici în Petroșani. Ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Așa e? Așa sunteți? Așa suntem? Așa arată un ales. Ați văzut dumneavoastră aleși națiunii cât de frumos îți pus pe gardul și pe stâlp? Care de care se arată mai frumos? Dar un bucăit așa arată. Astfel doar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, bunătate, cu smerenie. Îngăduiți-vă unii pe alții, versetul 13. Și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Nu faceți așa voi? Amin. Doamne, ajută-ne. Așa fac aleșul lui Dumnezeu. Da? Și apoi mai departe, 14. Mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea care e legătura desăvârșită, patria lui Hristos, următorul verset, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Așa e poza alesului. Ăsta e caracterul lui. Așa arată un ales. Care e activitatea lui? Nu va face el dreptatea aleșilor săi care? Cât strigați noaptea?
Și cât strigăm ziua. Odată spunea un frate, dacă vrei să-l umilești pe un pocăit, pe un păstor, pe un slujitor, dacă vrei să-l umilești, întreabă-l de viața lui de rugăciune. Și atunci omul ăsta e umilit deodată. Că nu ne rugăm cât trebuie. Eu am avut și experiența nopților nedormite, că am fost mecanic locomotivă 34 de ani făcut la CPR-ul. Nopți întregi, n-avem voie să dorm. E așa, frate? Că dacă era un articol acolo tare comic, poziții favorabile somn, îți lua banii de afară, nu cu dormezi. Că stăteai în poziții favorabile, că eu știu cum era capul. Ei, nopți întregi n-am dormit. Dar nopți de vedi, cât i-am făcut? Cât ne trezim noi noaptea să ne rugăm? Am experiența nopților când am dormit ca un butuc obosit, am experiența nopților când m-a ridicat și m-a rugat ceasuri întregi înaintea lui Dumnezeu și știu când era mai tare și știu când era mai pocăit. Aleșilor săi care strigă ziua și noaptea către Dumnezeu. Ăstora le face Dumnezeu dreptate. Și spune că da, ne va face dreptate măcar că zăbovește. Taina zăbovirii nu știu, nu pot explica. Eclesiastul 3:11 spune că Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumoase la vremea lor, a pus în om și gândul veșnicie, măcar că omul nu poate să înțeleagă de la început până la sfârșit. O veni Domnul cu ligheanul la Petru. Și Petru spune, nu. Ioan 13, nu cu 7 sau cât. Și spune, ce fac eu acum? Tu nu înțelegi, da? Îi pricepe după aceea. De ce zăbovește Domnul? Nu știu. De ce soțul nu se pocăiește? Nu știu. De ce soția fratelui Lupan nu s-a pocăit 40 de ani? Un proroc al Domnului vine la noi și spune, fraților, rugați-vă pentru soția mea, o aruncat cu apă fiartă, mâncui afară, dorm în braș cu animale. Dar Dumnezeu m-a spus ca să o pocăiască. Și ultima dată când a venit omul ăsta era bătrân, o spus, frați din Bosanci, am venit să vă mulțumesc că v-ați rugat pentru soția mea. După 40 și ceva de ani, soția mea o lua botezul, s-a pocăit și Domnul i-a luminat și pe ea. De ce 40 de ani? De ce taina zăbovirii? Nu știu. Nu știu. De ce s-a născut omul ăla orb? În Ioan capitolul 9. De ce s-a născut orb și o stat orb? Ca să-ți arate în lucrările lui Dumnezeu. Dar câte vreme omul ăsta n-a văzut cum era lui? De ce Iacov a fost îndepărtat de Iosif atâta vreme? Nu știu. Până la urmă s-au întâlnit. De ce fiul risipitor a cheltuit averea în despriu și în păcate? Nu știu. Dar la urmă a venit și l-a îmbrățișat pe tatăl și s-a întâlnit iarăși. Nu pot să explic o taină a zăbovirii. Știu că Dumnezeu, măcar că zăbovește, la urmă va face dreptate aleșilor săi. Gândul ăsta l-am pentru dumneavoastră în seara asta. Gândul ăsta l-am avut, am adus o văduvă, o lăsăm pe văduvă să plece acasă, da? Ne-a învățat o lecție grozavă, ea o practicată. Nu e o simplă învățătoare, doctor, docent, avem doctor în teologie, ar vrea să văd doctor în rugăciune. Eram într-o biserică și îmi spunea fratele păstor, frate Dragoș, eu trebuie să predau biserica după legile cultului, trebuie să o predau. Dar n-am cu ei să o predau. Avem de aici toți ăștia, au institut, au seminare, au studii. Vin la timpul de rugăciune și prezintă un studiu, ies din birou cu catalogul, îl prezintă, o 20 de minute pe puncte și sub puncte și acum spune că ne rugăm Domnul. Și el o spune și ia catalogul și pleacă în cancelare. Și bătrânul păstor fuge după el și spune, oi, vine încoace. Ai vorbit de rugăciune, măcar pleacă de schivadă, frate. Și cum cu oamenii ăștia nu pricep, tu nu te rogi niciodată, eu aș vrea să vă faceți doctor în rugăciune. Să vă faceți doctor, docent, să fac universitar în rugăciune. Și la lecția asta să luăm nota 10. Dacă n-am învățat lecția asta, greu ne-o duce pocăința. Acum vă spun un secret. Eu am și alte vădure. Dar acum le lăsăm în pace celelalte vădure. Rămânem la o singură vădure. Un model de urmat. Și prin ea Domnul ne-a învățat că trebuie să ne rugăm necontenit și să nu ne lăsăm. Doamne ajută-ne! Amin!